Rumble, Gigi. Și eu îți dau unde la să fie. La show-ul serii! Nu așa e, da. Ai un putin să batem în masă. Este battle-ul serii între Nicu Bender. Și Ogro Bula. Adică, în care avem 3 personaje, 3-3 de 1. Și eu, dar trebuie să postăm pe YouTube. Lasă. Bine, că e mie. Și fiecare îi va da celuilalt o întâmplare sau un Bun, primul personaj pe care un grup oraș l-a notat este Gigi Becali. Eu îți dau sarcina. Da, tema. Tema de a-l prezenta pe domnul Gigi Becali la vaccin. La coadă la tu sau Bun, sunteți gata? Da. Să ți-o dau la muie, da? Păi bași tu acul ăla de căcat în mine, mai înțeles? Eu vând asistente de-astea ca tine la borcea, mai înțeles? Eu n-am vaccinat nici oi, mai înțeles? Și n-are nimica! Hai cu mine în spate să ți-o dau la papacioacă! Doamna asistentă! Se ia punctul! Se ia! Unu, trece unul la bulan. Pixu, care fura Pixu? Nu, bifează-mă că nu șcăm pe punct. Ca la Nike. Așa. Bun. Nike. Eu am... Domnul Nicu! Iliescu. Aveți pe domnul Iliescu de imitat. Eu mai rămas ceva. În postura, tema... Ion Iliescu, ca martor al lui Jehova care îți vine la ușă. Aleluia, aleluia, aleluia. Dâng, dâng, dâng. Stați într-un bloc construit faptalmente de Neanicu. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocea Domnului Lenin, Domnului, se va auzi prin gura mea. Psalmistul Isaia 2:5 Stalin capitolul 4 spune așa: dacă ridic aceste două mâini, zidul Ierihonului va cade la a treia trâmbiță. Și dau două naicuri. Stai că ăștia sunt fără cruce. Trebuie să dau două naicuri. Am trecut cu bine. Să vă dea Dumnezeu. Urmează domnul Iohannis. Klaus Iohannis, așteptând-o pe Carmen Iohannis să vină de la shopping. Zara, gândește-te. Zara. Asta zic, nu știu, ei merg în Florida sau unde merg, de alea grele. Deci... Păi cum, la Sibiu este Zara, mă. Nu, dacă e Zara la Sibiu, ia este că e din mărginimea Sibiului și vine aia cu cașul, cu Zara. Da, bine, fii atent. Asta e setup-ul. Unde dracu stă? Alo, iubi, pe cuvânt, ce Dumnezeu? Păi atâta se stă la cumpărături. Pe cuvânt, zic ăștia că eu mă mișc greu, dar tu... Să-mi bag pul. Eu eram personajul Bec. No bine, hai că trebuie să intrăm și în Oșan. Auzi, ai băgat tu benzină, că nu mai știu. Stai că nu, mașinile nu s-a noastre. Bine, hai odată, te aștept la food court. Nu-i pe puncte, mă. Nu-i pe puncte, dar... S-a luat. Trebuie să ținem cont. S-a luat. Mă bucur că v-a plăcut. Bă, mersi bă, tare. Domnul Nicu, aveți pe domnul Banciu de făcut. Respectele mele. Te se cunoști. Bun. Domnul Banciu. Domnul Banciu. Dă situația. Bă, ce păcat că i-am dat deja și nu vreau tăție să fie...
Că aveam să dau banciu la slujba de înviere, da? Și de ce nu dai? Că tot cu... Hai, te caci mai, pe tine! Îți mai dau o slujbă... Mai dă-mi o șansă! Religioasă, poftim! Radu Banciu la slujba de înviere, bă, tată! Hai! Ăla-i tati. El a înviat. Nu poți să zici acest lucru despre FCSB. Echipa de morți, cu un cioban în frunte, care se închină pe la diverse mănăstiri. A fost la Frăsinei, i-au luat permis. Un cioban aștepta măgarul. A mâncat carne de măgar în Corsica cu celălalt chiombalău, cu Banchiș. Excelentă, Banchiș, niciodată nu-i treaz, nici când doarme. Slujba de înviere a fost frumoasă. Am comentat 3 meciuri de basket și turul ciclist al albaștilor. Trecem o mini-bifă. Ales un gust. Să pune. Ales subiectul de căcat. Dacă era turul Covasnei. Pe bicicletă. La ciclist. Îl înfășuam în chiurt. Ăsta rămâne. Așa, ăla trebuia să ți-l dau. Nu mamă. Vezi, de unde era să știu? Dar acum ne cunoaște, mă, că nu mai merem să facem spectacole pe bani. Vii la podcasturi pe gratis. Așa. La Florin Ciordache, da? Ciordache? Da. Așa, 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 așa. Ceva care să-ți meargă, să ți-o ridic la fileu cu și altă întrebare. Adică e cât de frumos, așa. Ciordache... La piață, la cumpărături de Paște. Bine. Mamica, pune-i și mie... Săru mâna mama ei, auzi, pune-i și mie boia de-aia. De ce dracu ești, mă, așa de roșie pe mâini? Ce căcați, ai băgat mâinile la fofolancă? De ce dracu? Pune, te rog, niște... Așa, cartofi, pune de 4 lei niște boia de-aia. Și auzi, ce vreau să... Scorțișoară n-ai? Că m-a sunat Liviu, frate, de împușcărie, m-a încăcat pe mine, trebuie să aromesc cu ceva casa aia, că nu se mai poate. Auzi, dar cât salariu văd aici? Slăbos, deci voi pe banii voștri. Nu știți, frate, să faceți bani, vă învață Florin. Dacă veniți la mine la Caracal, vă învăț eu teoria șmecherie. Așa, deci, sărut mâinile, sărbători fericite... Și domnul de lângă dumneavoastră, nu vă supărați. Leurdea nu luați? Ce căcat să fac cu leurdea, mamică? Urzici, mâncați așa temperatura ta, că m-am urzicat la pulă când m-au luat ăștia din parlament, că mă dă afară de comisia juridică. Păi ce dracu faceți, mă? Dar nu v-au miruit, maică? Frate, eu miruiesc pe toată lumea într-o noapte când m-a pus și dau ordonanța zbelipul la toți. Păi cum, o să vedem. Hai, fac eu la toată lumea. Hai, ceau. Eu nu mai știu. Bă, ăsta întâmplător îmi iese bine, mi l-am descoperit. Într-o seară încercam să fac ceva, un alt personaj, și cumva mi-a ieșit ăsta și am zis, bă, ăsta sună ca Ciordache. Și de atunci îl mai tot fac. Da, mai tot și fac ultimul anunț, cel din urmă. Ce are Nicu acolo? Vadim. Vadim. Oh. Stingeți luminile. Asta e bun, mă, bine, bine îl facem. Ori mă fogor, ori ies. No, fii atent, mă. Vadim comandă o pizza de la atelierul de pizza din Florești. Vai ce bună! Vai ce bună! Hai, Vadime! Skaraoski, ridică-te dracu de pe fir. Alo? Cum alo? Nu-mi răspunde nimeni! Sunt Mițura! Ah, tu ești Alo? Marinescu, ăștia care mai sunt. Am ajuns dita mai senatorul să comand pizza. M-am săturat de fripturile de aici. Floreștiu, unde-i Floreștiu? Marian! Da, am vrut să-ți o rup la un dat cu ceva, dar nu mai știu ce și mai bine că nu, că... Da, n-am venit ca să ne mai întâlnim, betăluri de astea n-am văzut la imitat. Da? Adică nu. N-am inventat-o noi. N-am inventat-o noi, dar ar fi o chestie așa, nu știu. E de efect, nu? Marian. Ne-o pleca și public. Marian! N-ai zis și tu.
atelierul de pizza. Cu pizza de asta fondat, vin la mine. Adum! Pitica nenorocită. Atelierul de pizza fondat 2007. Că știi că avea el, avea Evadin sponsor. E sponsor și ai avut și spectacole și ți-ai luat toți banii. Da, păi mai știu. Schimbă denumirea. Încât în ce an s-a înființat? Da. Știi cum zicea, când stăteam eu pe terasă cu Nichita Stălescu, 1990, le dădea frumos data nașterii, exact. Tot timpul, tot timpul. Focșan, 2000, Focșan 1984. Da, vând Golf 4. Da, da, da. Eram la o bere pe terasă la Petroșan cu circa 1972 cu... Și era pătăț. Da. El și Cornel Vinu mai fac. Yeah. Și el mai face. Delimitări. Da, repede dă biografia tot. Da, ca da, să știi despre ce vorbim. Eram cu bursă Herder luată 1982-1985 și... Dumnezeu să-l ierte. Fie-i ușoară. Eram îmbrăcat în sacou de barșon, cum ziceți voi. Se uitau femeile după mine, curvele, cum le ziceau lor, și ziceau, iată, da, prințul Valah. Unul dintre cei 30 de oameni pe care îi plătim, îi plătim, da, 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 grație sponsorilor, domeniul Ciumbrud, atelierul de pizza, și să mai veniți, că nu vă pare rău. Și Scalware, și care? Scalware, iată eu. Avem un tricou pentru tine. Numai el s-a aștepta la pistolul ăla. Nu, lasă-mă. Pistolul nu poți să le iau de la omul. Nu, împinge. Pinge. Ai mai auzit asta, Ciprin? Pinge-l în bar. Chiar te rog să le faci să vezi, mă, ce tricou ți-o pregătește de la Scalware. Dacă nu-i bun, eu bat în masă. E albastru. Holy shit! A, este sfinte... Dacă te-ai vorbit de visele. Sfinte căchiță. Și ce, băia meu? Da. Serios? Da, da. No, am cu ce aduce lemne din pădure. Ți-a zis? E foarte bun. Foarte. Eu am fost la un moment dat cu ăsta la biserică. Bihor? Bihor, da. De unde și până unde acest Bihor? În satul... Vezi? În mod normal, corect, ar fi în satul bunicii mele. Dar la noi e satul bunica mea. Înțelegi? No. No, în satul bunica erau foarte mulți bihoreni. Foarte mulți care au plecat sau s-au mutat în Oradea. Și de acolo am prins câteva, că o parte din prieteni erau de pe acolo, prin Oradea și din satul mare. În fine, deci regionalismele sunt cam din zona asta. Acum, și tu le-ai că... prins și ori prins și pe net. Mai, eu le-am folosit, cum zic, eu când m-am apucat de proiectul ăsta, nu știam eu multe, sau nu știam ce vreau de la el. Și mi-am propus ca efectiv personajele astea să vorbească exact ca pățava de gaz, că de-aia am adus. Să fie naturale. Da, să fie exact cum se vorbește în fața blocului. Sigur, cu tot jargonul, cu toate înjurăturile, că primele așa au fost. Ulterior, sigur, am ajuns pe radio și trebuie să mai taie din limbă toate. Dacă nu stai cine. Da, că vezi că trebuie să intri pe radio. Și cam asta a fost. Dar în principal am ținut să păstrez regionalismele Betieșic. Uite, recent, dacă nu știați, am aflat că Betieșic și Betehanie nu sunt același lucru. Dar nu știu ce e Betehanie. Tot un Betieșic, dar bun. Cicătano. Death metal. Cum Betehanie. Betehanie. Da, da. Ăla de la Behemoth. Apropo, Behemoth face 30 de ani de existență. Să le dea Dumnezeu sănătate. Să le dea cel de domnul. Tu nu ești cu black metal, cu death trash metal. Fecete metal. Badog metal. Badog. Da. Fecete badog. Fecete badog. Da, 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 da. Și ai venit aici în Cluj ca să faci ce? Nu le aveai paletale acolo în Baia Mare? Da, nu erai un rege local? Nu. Nu? Nu, cum zic. Lucram la radio, dar na, puțină lume știa. Și mai ales când am... Erai în liceu sau după liceu? Nu. Termină, eram la 6 ani după liceu. Scuze, iar am văzut. La 6... Deci, la... nu erai în facultate. La... Și ce-i că batem în masă, domnule? Se aude în microfon și prea...
Și preia microfonul. Și dacă bați în microfon, în ce se aude? În masă. Masă. Deci eram în Baia Mare în 2005 când am început asta și eu am terminat liceul 99. Că suntem deodată. Nu știu ce caut eu la masă asta. Ce cauți tu la masă? Da. Ne-am născut în 95. Da, și erai cu degetul în gură și ziceai, unde-i? Nu le ziceam. Unde-i Nicu să fac podcast? Treci pe la caseria pentru două vieții. Nu le ziceau atunci podcast-uri? Cum? La ce? Tu ai făcut reclame audio? Sau? Mă da, ce am făcut eu prima dată a fost o parodie la o reclamă, de fapt, că am o pe scurt povestea, că am peste tot am zis-o. Dar e... Vă lăsăm link-urile în descriere de la podcast-urile unde am mai zis. La celelalte 12 podcast-uri. Deci... Lucram într-un radio local care se numea Club FM atunci. Da, tu totuși aveai o pregătire să faci, să ai un serviciu serios, nu? Nu, da, teoretic apriata a vrut să mă fac avocat, dar m-am răzgândit până anul 4. Între anul 3 și 4 m-am răzgândit. Acolo e decisiva. Nu e de mine. Nu, cumva am tot tras, dar am amânat o decizie pe care o simțeam de mult, de prin anul 2. Poate și mai repede, m-am prins că nu-i ce o să vreau eu să fac. Era prea mizerabil domeniul ăla, prea împuțit și corupt. Avocatură, dreptul. Așa de împuțit domeniul, așa de mizerabil profesor. Limba română, nu să dai dreptul. Păi da, cam cu dreptul de șmecher trebuia să umbli la tine. Recunosc, nici eu nu-mi dădeam interes, deci la examen mă duceam fix cu mâna în cur, cum ar veni. Ce scuză, nu nicio problemă. Așa. Și profesorii nici nu aveau vreun interes să te fac să te atragă spre, în mod natural, spre materia lor. Uite, băi, aici acum stai liniștit. Frumos, e, na. Acum dăm din casă. Tu câte facultăți ai început, dragul meu? Am un prieten care a fost profesor de matematică și zicea că mergea la meditații și până gata meditațiile bătea așa din picior că n-avea răbdare. Da, zis-o într-un alt podcast. Nu gata o dat. De la tine mă refeream. Deja avem trei podcast-uri și tu te repezi. Da. Link-ul la podcast-ul ăla în descriere. Dacă... Din link în link sosez mereu și ai văzut, ai mirosit faza, nu te-o re... Nu a fost și cumva am nimerit fix în perioada aia. Un prieten al meu lucra la un radio, mă rog, erau două radiouri mari în Baia Mare, care împreună, dacă le puneai unul pe ăsta altul, erau foarte mici. Oricum, da, dar... Totuși se recunoaște că în Baia Mare, așa cum a fost, erau și radiouri și era și televiziune locală. Păi deci da, radioul la care am lucrat eu era... Trust, să zici. Da, era sau... fostul cinemar, ținea de televiziunea asta, da. Era cinemarul care transmitea filme cu Bruce Lee, vinerea noaptea. Și ce s-a ajuns la spitalul din Târgu Neamț, nu e așa? Ce? Că s-a blocat softul acolo, că se uitau la filme. La filme cu Bruce Lee, da. Bruce Lee, da. La filmele porno, la care porno ți se întâmplă, Bruce Lee. Deja e Bruce Lee, Bruce adică Lee. Poți să le da. Da. Na, și la radio ăsta, la cinemar, era el paznic, prietenul meu Duțu, Vlad, și cum n-aveam ce face noaptea, o cam luzăream. Și el era singur acolo, zice, bă, noi avem calculator aici și avem jocuri instalate aici, hai să dăm un joc, hai că mă plictisesc și eu până la, na. Hai, zice, până la 12 luni când vine somnul, că era singur pe etaj, că trebuie să-l pune de paznic pe radio, că le-a furat cineva scurile într-o noapte, no, la radio. Și așa am început să mă duc pe acolo și s-a făcut în așa fel încât, efectiv, intram deodată cu el de serviciu, de la 9, când pleca toată lumea acasă din radio, și stăteam până la 6 dimineața când veneau știriștii. 6 dimineața. Și la 6 dimineața când veneau știriștii, și venea, treaj de acolo. Venea Hădean, Adi Hădean lucra da, acolo. Da, avea și el o emisiune, nu făcea de matinalul atunci. Făcea matinalul, da, era unul din zei. Și acum este unul din zeii, da, de când l-a cunoscut soția zeul ei. Da. Sonia, vă salutăm. Asta-i plasare. Asta o zis el ca să se scoată acum. Da. Așa. Uneori rămâneam și peste program, chiar că nu ne terminam campionatul, știi? Oameni. No, și tot acolo am început să-i cunosc cam pe toți de pe acolo.
Pe Coso era un prieten care el mai venea și el câteodată, chiar dacă a doua zi avea program, dar venea și el noapte și juca cu noi FIFA. E solidaritate. Da? Și în câteva dimineți ne-a prins acolo un anume Dan Cordă, nu știam la vremea aia cine e, nu m-am spus, Duțu, băi, vezi că ăsta e directorul de program. No, și bă, un om foarte plăcut, agreabil, nu ne-a zis niciodată, bă, nu vă mai jucați, că nu îl încurcam cu nimic, în fine. Și într-o zi stând, am coborât de la radio, că radio era la etajul 4 al unui hotel și jos era oaza italiană, așa, cum să spun, zim un fel, stai să văd cu ce să compar eu din Cluj, un fel de Marti. Un fel de Marti, da, era cea mai mare terasă din oraș atunci, mare fiță era să merg la oază și ei de acolo... Diesel atunci, zic, mare fiță, no, diesel. Da. Da, poate e mai potrivită comparația. Așa. Aveau și valutiști? Da. Deci, da. Deci, absolut. Nu mai cum au stabilit. Absolut. Și lumea din radio când pauza de masă sau ceva acolo cobora, știi? Și cum am coborât și eu cu Coso într-o zi și era acolo Dan. Și nu știu ce-o zis el, că îi place la vocea mea. Bine, mă, eu am venit să joc FIFA, mă. Și-o zis, hai, într-o zi să dai o probă. Coso îi zice, Coso o zis că mi-a remarcat și el vocea și el încerca să mă folosească le niște spoturi, dar eu zis la Dan, bă, nu știu asta vorbim. Și avea dreptate, că nu știam vorbi. Eram, cum zic, nu știam să vorbesc cu intonația, adică pentru radio sau cu acele voce pentru un spot. Uite, pizza asta. Spune-ne părerea ta. Această cutie conține o delicioasă pizza. Urgențe culinare, arterierul de pizza, nu ai înflorești. Exact. No, și el zice, eu n-auzeam ce vorbesc, dar el îmi spunea că vorbesc liniar. Cred că era, mă rog, textul ăsta citit într-o preoțească, cumva, știi, mă gândesc. No, ce vrea? Să nu vorbești liniar, să vorbești echel, raportor, cum? Da, treia să am niște inflexiuni de voce. No. Și-o zis, hai, dă o probă într-o zi. Totuși, hai, dă o probă între două și-a zis, FIFA. Bine, mă, ai venit într-o zi, dai pace. Care și nu m-am dus și nu, că nu m-a interesat. Până când într-o zi, un alt prieten care ăla știa, sigur că e pe spate, m-a sunat că s-a angajat la celălalt radio din oraș. La rival. Da. Și-a zis, no, stai numai. L-am sunat pe ăsta. Și-așa nu dă YouTube-ul, nu monetizat, nu... S-ar chefut. Da. No, stai că am un chefut. Și l-a sunat pe Dan și a zis, bă, mai valabil. Mai rămâne oferta valabil. Proba aia, hai încoace. M-a dus, a zis, bine, hai tu sâmbătă dimineața la mine la emisiune, la matinal, că avea matinalul de weekend. Deci Hadean era peste săptămână. Da, da, da. Și în weekend erau numai, cum să zic, pulifricii. Numai că el, fiind director de programe, era cel mai mare peste ei, nu avea pe cine să pună în weekend, știi? Și își căuta om pe weekend. Și se ducea el, se sacrifica el pe trei echipă, știi? No. Și eu zic, hai tu la mine la matina dimineața și te las să vorbești. No. Și m-a dus și mi-a dat microfonul. Bă, și am făcut tare, aș vrea să mai am intervenția aia, dar nu mai am nicăieri. Nu știu, nu cred că mai există undeva. Hai, în fine. S-o recreăm. Bă, Nicu, nu pot. Nu mai știu, no, nu mai știu să fiu așa prost. No. Pe cuvânt. Aș vrea, dar nu mere, nu, pe cuvânt. Dă-mi textul că-l fac eu. Eu știu. A fost ceva spontan? Sau? Mă, da, nu. Mi-a zis, uite, a fost piesa asta, urmează asta, zici și tu ceva să acolo. Să intre MC-ul sau cum? Da. Cu mixerul, știi? Bă, zic, știu că făceam muzică atunci cu un prieten. Făceam vinete acasă cu bot mixerul. Tocă, tocă vinete. Ce? Da. Așa. Și... Da. M-a pus val la microfon, am vorbit ceva, tot am transpirat toate, dacă era în spatele meu, așa el gâdilam cu frunzele, știi? Doamne fel. Și zice, na bun, punctul 1. Ți-e frică de microfon? Zic, da, nu, știu. Nu așa, mă. Trebuie să ataci microfonul, te bași peste el, ca și cum ai vrea să-l mângi. Și n-am înțeles ce voia, de fapt, să zic, ce însemna metafora aia. Până după o vreme de antrenament. Dar tu deja erai în radio, nu? Eram acolo, da, atunci. Aia a fost prima mea zi, asta mi-a zis în prima mea zi. Și a zis, bă, nu-i nicio problemă asta. Nici știi că astea nu le înveți așa, niciunul n-am știut. Hai tu noaptea, tati,
Și de la 12 noaptea, când pleacă toată lumea, lasă jocurile, intri pe post, da. Și fă-ți, da. Fă-ți mâna la gură. Da, numai că nu mă mai puteam juca cu duțul. Știi? No. Și am început eu nouă noapte să vorbesc cu câte trei taximetriști de jos, că jos la... Lângă hotel erau lângă și niște taxiuri. Lângă oaza italiană. Da, acolo era și stația de taxi. No, și am vorbit o vreme ce am vorbit așa și... Bă, parcă eram, păzi, ce trece mai bun. Încredere în sine. Cumva. După aia știu că într-o zi m-am dus la radio și nu mai era nimeni acolo și nimic. Nimic, mă, nu mai era. Mă, cum? Mă, unde pula mea toată lumea? S-au mutat! Zicând, azi dimineață! Pe când erai pregătit mă, mie nu mi-a zis să te iubești nimic. Cu microfonul? Ca să înțelegi cât contam eu acolo. No, eram cel mai, no, cel mai mic, ultimul venit. Și da, unde s-o muta? La planetariu. No, fut-o în gură, mă duc la planetariu. Na, și mă duc la planetariu. După ei. Când m-a văzut așa. Și tu aici? Nu, da, aș fi vrut măcar să fie așa. Și tu? O, pune mâna mă pe canapeaua, hai că vezi. Numai ce să putea. Mobilierul, da. Și după ce m-am mutat acolo, nu mai știu cum, a ajuns ei dintr-o dată la concluzia că, bă, stai un pic, că sună bine deja ce faci. Îți dăm program de la ora 4. Și eu, bă, sigur, eu nu sunt pregătit așa, nici după 9 seara. Drive, bă. Time, nu? Drive, drive. Un fel de, da. Așa mă pregătesem să zic drive. Mințile proaste, mințile proaspete. Proaste pe. Pe ce? Da, și apoi mi-a dat ora 4 și în decurs de, să zic, un an am ajuns să fac și... Nu mai știu, l-am dat, am făcut și matinalul și tot de la cu toate astea, eu eram și pe producție, în afară, deci pe lângă animația de radio, că eram animator, am un DJ, era mult spus. Și acum e mult prea mult spus DJ de radio, că nu ești DJ. MC. Da, un animator, în fine. Și eu făceam producția împreună cu, îl știi pe Mozol? Pe Vlad Oltean, îl știi? Da, da, așa. Împreună cu Vlad Oltean, noi eram doi oameni pe producție. Și nu lucram deodată, adică el era până la 20 în de la contrature. Două. Da, lucram pe ture. No. Și cam toate spoturile sunau la fel, că noi le produceam și erau de prost gust și pe scurt... Pentru produse iată locale, pe scurt, nu? După 15 minute, 18, dar așa, am ajuns să fac reclama aia, că e tot... E nervi. Da, toate reclamele sunau la fel și toate textele noi trebuia să le facem. Știi? Că oricine nu era copywriter, nu aveam copywriteri. Aveam un agent de publicitate pe Clau, care venea și zicea... Îl salutăm pe Clau. Serus Clau Orha. Dacă... Orha, ăsta e român. Puțin e șanse să nimerească el pe podcastul ăsta, dar dacă nimerești... Păi dacă îi dai tu, tătucă. Dacă îi dai tu share... Deci și da, ei își făceau treaba, ei aduceau reclamă, tu că am o firmă de aduceau țevi. Firme și... No, fă-mi o reclamă, păi eu trebuia să fac textul, eu trebuia să... No, cum mai face la o fabrică de țevi? La... Băi, cel mai rău exemplu țevile. Aveam multe restaurante de exemplu. La un restaurant, la meniu zilei. Pot să-ți spun, Nicule, că toate restaurantele din Baia Mare aveau o ambianță plăcută. O ambianță plăcută. Meniul zilei. La numai nu știu câți lei. Și mânci pe săturate. Botezuri și cu metri. Ce aveam la fel, no. Bă, și eram așa de sătul, nu mai puteam, mă, tătie, sunau la fel. Tu nu mâncai, dar erai sătul din reclame, mă. Nu mai, da. Deci, efectiv, mă hrăneam cu alea. Și într-o zi mi-a venit, cumva în mintea mea era planificat asta, într-o zi, fac eu un spot, cum vreau eu, cumva, să parodiez toată activitatea mea de acolo. Ca și declicul cu avocăția. Da. Dacă îmi permit să fac o paralelă un inegală. Fel de, da. Ca inegală, dar un fel de, pe acolo. No. Și într-o zi mi-a venit un spot că aproape toate le făceam. Noi ne mai veneau câte două pe lună de la agenții. Și unul din spoturi... Ale băgați, nu? Da, ale efectiv veneau produse și cu alt, cu voci de la București, cu... No,
fiță. Alt aer. Și era unul care vorbea la telefon cu prietenul lui Ianoș de la Ungaria, că aveau minute cu Digi-ul, de, minute de fix după 10 seara. No. Și apoi, așa am zis, hopa, asta e reclama pe care o să o parodiez. No. Și pe aia am parodiat-o și mi-am... N-am vrut să rog pe nimeni să deranjezi, oricum prea era nimeni prin radio, și pe ce îți deranjezi, dăm niște voci. Și le-am făcut eu pe tătie. Cum să fac dacă sunt mai multe personaje? Hai că una o fac mai gros, una mai subțire și apoi fiu acumva. No, și așa le-am făcut, așa am făcut prima. Primele și personaje prima. Care fiind, după care s-au concluzat? Prima dată a fost numai frățică cu Unguru și Gușteru, numai așa ei trei au fost. Și după al treilea au apărut și Coptilul. Coptilul nu a fost de la început. Dar cândva l-am parodiat pe un coptil de la mine din vecini, care era, păreau, știi bancurile cu mistrețul agresiv sau porcușorul agresiv, mă rog. La noi în Baia Mare mistrețul agresiv era, mă rog. Și exact așa mi-a răspuns ăla odată, că stăteam pe bancă în fața blocului și o coboră duțul așa, fugea. Am o, e mare duț, am un medic veterinar. Dar atunci era copil. Și-o păstrat areală. Da, și atunci zice, și fugea așa și nici l-a băgat pe nimeni în seamă. Zic, a unde fugi, mă, duțul? Că n-au undeva! Și-a nervos, cum permite să-l dea? Exact ca mistrețul agresiv, mă. Știi, ca și ăla din Two Stupid Dogs. Da. Și cumva așa mi-a plăcut ideea de copil agresiv, care... E nervos pe toate și nimic nu-i convine. Și la început așa a fost coptil, în primele două, trei pastile, dar după aia l-am domolit, că mi-am dat seama că e mai amuzant dialogul dacă el face pe deșteptul cu ei, că el oricum e mai deștept cu ei, decât ei, el fiind la curent cu tehnica, cu tot ce-i model. Mai pune în dificultate, da. E un contrapunct. Da, da, știi, apropo... ca și cum coptilul învață pe bunic, ia bunicule, ci să apasă pe telefon pe și pui, da. Și no. De ce nu mai crește copilul? Pentru că Nicu s-a vaccinat, că nici Bugs Bunny nu crește. Că e personaj de desene, amu, nu mai crește, gata. Ce-i foarte amuzant, că eu știu că când eram mic, ascultam pastilele cu înjurături, primele pe care le făceai și aveam un telefon care nu putea să înregistre sau să aibă MP3 și să ți le pui. Și mergeam la vărul meu care avea internet și înregistram înjurături. Mă rog, pastilele. Aia te interesa, în jurătura. La 5-5, la 5-5 zici, făceai sune de la de apel, știi când te sună ceva? Da. Dar nu știam că aia îi. Ia nici mă, că mi-înregistrează și mi-înregistram pe tonul ăla de apel pastile. Și le arătam la pratin. Ia mă, că... Așa îmi sună telefon. Aveam un Triumf cu antenă. Nu știu, pe ăla puneam. Nu ți-am spus, el face parte din o familie de oameni bogați. Nu, nu. El cu pomohaci. Blocuri. De altfel, apartamentul în care filmăm în acest moment... Lasă-mi! Surpriză! Nu-i nicio surpriză! Asta, acum că ne referențiem sau cum ar veni, cam toată lumea de aici din Ardeal are habar de reclamele tale chiar de început. Oarecum, da, mai mult. Că eu eram la un moment dat în cămin, asta a fost în 2005. Dar deci, ce făceai tu, că mereai cu telefonul, noi cu 15 ani înainte meream noi unul altul cu castofonele internațional. În fine. Să ne aducem preistorie. Așa, bun, așa. Și mergeai așa, cu... Da, da, cu boombox-ul. Yeah. Așa, da, în 2005 deja... Stăteam în cămin și deja în tătie, cum să zic, pătă palierul și mai sus la etaj, s-a ascultat chestia asta pe MP3. Da. Bă, l-ai auzit pe ăsta? Cine? Știi cum s-a întâmplat, Nicu? Într-o noapte... Că nici eu nu știu să-ți explic, dar atunci funcționa Yahoo Messenger-ul. Toată lumea, bă, ăla vorbea. Într-o zi vorbeam cu el pe WhatsApp și i-am scris, zic, mă, ca să-ți dau buzei, Control-G, îți dai seama? Bă, ne-am scris. S-a rămas aia în minte? Da, atât. Nu se mai dă buze. Dar nu eram sigur, știi? Nu eram sigur. Vreau să-i dau buz pe WhatsApp, știi? Și m-am gândit cum era pe... Vezi cum vine bunicul la copil să nu vezi, vezi? No. Și pe Messenger o ajuns. Păi la tine atâtea s-au întâmplat noapte, ești de acord? Da. Nașterea ta când a fost? La 5 dimineața. Uite, vezi un lucru bun. Zi. Deci ai făcut... Da, am făcut-o la radio. Era într-o vineri 25 noiembrie 2005. Și am chemat un prieten pe Hoza, coleg.
Hai să asculți, că eu nu știam dacă e amuzant sau nu. Ziua ta fiind 19, puteai să-i dau tu o bere? Nu le-ai dat o bere, nu, l-ai chemat, hai să... mi-am dat. Dădusem deja, da, dădusem. Era 25 și a venit Hoza, Ionuț și l-am dat, am tot ascultat. Pentru noi era de fapt ceva de uz intern, cum să spun, pentru că îi luai la mișto pe colegi cumva, da, nu? Personajul Ungru Bulan era de fapt oarecum îl imitam pe Dani, pe DJ Dani, aveam un coleg, prieten, care era fest morocănos, fester. Nimic nu-i. Băi, da, și toată lumea zicea, bă, Ungur. Bă, Ungur Bulan, hai încoace. Și cumva așa am început, că la început pe el l-am imitat. Eu am făcut-o, cel puțin prima, am făcut-o de uz intern. Și am râs noi acolo și l-am văzut pe Hoza, că mi-a mușcat din masă și... Ia, bă, că e amuzant. Și am râs acolo cu el și a zis, bă, dă-mi-o pe mail să-i arăt la nevastă acasă. Și am dat-o pe mail. Și am mai dat-o lui pe mail și la frate meu pe mail. La doi oameni am dat-o, atât, vineri seara. Și apoi eu m-am dus toată seara, am ieșit, am ieșit în Baia Mare la stage, o cântat Ultimul Nivel, Sabia lui Zoro. Eu sunt mai tare ca să-ți o bagi în cur. Nu eu, colegul Sile. La mare, numai asta o cântă. Colegul Sile, o să-i mulțumești. Sabia lui Zoro. No. Și de vineri până luni dimineața știu că mă pregăteam să merg la radio. Și atunci stăteam acasă cu părinții și fratele meu la fel. Și fratele meu avea calculatorul fast pornit, că downloada câte ceva. Da, să rămână acolo, să nu cumva să... Da. Și a primit, fac când era el la duș, a primit un buz, un control G de ăsta de-a tău, și s-a deschis o fereastră și i-a scris, ascultă asta. Și plic, i-a dat reclama RDS. Nu, zic, lasă-o în tepșe. Fratele meu primea înapoi cumva, știi? Și când iese de la duș, întrebă, cine e asta care ți-o scris? Zice, una din Ploiești. Nu, lasă-o un pic. Cum deja în Ploiești? Și apoi după aia mi-am dat seama că de fapt o fă mai mult de atât, că luni dimineață deja m-a sunat, am vorbit cu Mozol. Mozol era Vlad, adică Oltean. Vlad era deja în București, lucra la București. Ne-am făcut o rocadă cumva atunci. Eu am vrut eu să mă mut în București, nu m-am mai mutat, s-a mutat el. Era la Radio 21 și mi-a zis și el că a auzit. Asta zic, no. Dar frate, tu o trimis mai departe sau cine o trimis? Bă, sincer nu știu. Mă gândesc că frate meu. Cumva o scăpat, nu știu. Eu nu voiam să scape, nu mi-a părut rău că o scăpat. Dar nu țineam neapărat. Eu n-am avut nicio strategie, nu înțelegi? Eu am făcut-o să vă râd. Da, eu, cum să spun, m-am dus ca țiriac la vânătoare, numai că fără pușcă, știi? Mere ce prindem, urs, lup, ăla știe, vedem, mă, cu ce-l suretim? Vedem, găsim-o pe dorul lemn, nu, cam așa. N-aveam absolut niciun plan cu treaba asta, nu. Și apoi, după aia au crescut cumva, s-a tot propagat asta timp de o săptămână și mi-a zis un coleg, Adi Olar, zice, bă, nu se poate să ne lași așa, mă, trebuie să ne faci continuare, mă. N-aveam absolut niciun plan să fac un episod 2, jur. No, și zic, da, mă, sigur vrei tu, da, mă, trebuie să auzim episodul 2, no. Și am făcut episodul 2, care nu ești așa de bine ca primul, sigur n-avea același farmec. Dar al treilea urmă. Dar al treilea, toate, că au zis, bă, no, am o fănie și al treilea și am terminat, mă. Erai stăpânul inerelor. Bă, și al treilea l-am nimerit așa cumva că el a explodat toate pe net și am înțeles că toate serverele de DC++ erau pline de, numai de pastile. După care am început, mă rog, ulterior m-au contactat de la radio, m-au sunat Huidu, am început să fac pentru Kiss. Pe marginea anumitor subiecte am început să mulez personajele stilul, da, pe diverse subiecte și au ajuns să fie câteva, așa, o colecție de 20 de pastile. Care s-a făcut pachet și s-a dat pe DC++. Așa mi se pare că ajungea un cămin. Și unde ai postat prima oară pe net? Pe Trilu Lilu, pe YouTube? Mă, eu, cum zic, nu le postam nicăieri. Eu după ce le făceam pentru radio, acolo rămâneau. Dar după vreo 6 luni de Kiss, m-am gândit că fac un site. Și mi-am făcut un site. Dar nu a fost nici aia, nu știu ce. Mi-am făcut și le puneam acolo. Dar site-ul ăla întotdeauna, de când l-am făcut, l-am neglijat. De 13 ani, 14 ani. Și cineva le-a pus pe Trilu Lilu, nu eu, cineva acolo le-am văzut. Da, cineva fază le-a pus pe Trilu Lilu și le-am trimis o plângere la Trilu Lilu și mi-a scris atunci Sergiu Biriș și așa am ajuns să... Adevăratul nepot al lui Veta Biriș. Da? Să-i dea nu, ăla e Silviu, actorul. Ah, Silviu Biriș, da. No,
Și așa am ajuns și am vorbit cu Sergiu și se pare că am și venit la Cluj și am povestit atunci. Și am zis, bă, hai, facem cumva, mă, că nu e ok, că sale acolo. La început ne-am luat cu, bă, dă-le jos că ce sparg, el ce, bă, că n-ai ce să-mi faci și că n-aveam ce să-i fac, efectiv. Dar până la urmă puteai sparge. Dar ne-am înțeles, nu, da, nici nu aveam eu nici bani, nici nervi să, da, în fine. Până la urmă am dat-o la pace și am căzut, e comun acord, bă, ștergele de la ceilalți, hai că le facem canalul aici și asta e. Le punem pe canal oficial. Asta era în 2007? 7 spre 8 deja, da. Deja mergeau de vreo. Erau tot audio atunci. Tot da? Audio, da. Și în 2008, de fapt, am reușit să facem primul episod de animație, că noi de pe atunci atât visam să facem. Noi fiind cine? Eu și Sile. Adică ți-ai mărit echipa cum ar veni. Mă, era acolo, înțelegi, era acolo cealaltă piesă, dar nu știam cum să o folosesc și nu eu am făcut ideea, el a fost. Eu făceam chestia asta audio și Sile a venit într-o zi că el e desenator de, nu era de meserie atunci, era amator, desena el bine, avea talent. Și el a zis, bă, hai să facem, hai că ți arăt ceva. Și m-a sunat după două zile și mi-a arătat pe persoană. Dacă îți place e bine, dacă nu, iară nu. Dar mi-a plăcut, că n-aveam niciun termen de comparație, știi, n-aveam cu ce să zic. Și ce-o conturat el și acum se regăsesc în personajele pe care le vedem. Pe bă, nu, că de atunci au făcut școală. Bă, vorba atunci lui Hagi, face școală, băieți, că ajută că la ceva. Că e bună la ceva. No, lui a făcut școală și după un an, doi de școală și-a dat seama, mă, fută, mă, Irod, mă, ci... Și când și-a văzut opera și-a dat seama, așa, după aia a început să simplifice totul, să deseneze totul din cercuri, din semicercuri. Copilul avea o față de împins vagoane, mă, tati, deci așa avea o bărbie dreaptă, cum avea cap super colțuros. Și frățic avea, totul era mult mai pătrățos și, mă rog, la școală am învățat culori, am învățat... Și rotunjim. Da, forme și așa mai departe. Excelent. Și eu redesenat cumva, am început să-i redeseneze cu timpul. Și acum, cam în forma asta, e mult. Asta îmi plăcea ce îmi ziceai când am fost noi în lungul drum spre spectacolul de la București. Capitaliș. Exact. Mi-a plăcut cum ai zis că tu ai vrut să ai culoare la personajele tale, ca în desenele animate. La desene clase. Ca atare, nu numai la personaje. La desene. Da. Să fie culori vii, să fie culori plăcute. Da, așa am vrut. Am zis, bă, să fie viu colorat ca și Bugs Bunny, ca Tom și Jerry. Așa, ăsta era termenul de comparație cel mai bun. Și de aici și neînțelegerea asta, nu? Că mamele cred că-s desene animate și copiii... Da, eu nu recomand. Copiii și tații. Nu vă lăsați copiii, mă, să se uite la... Mămici. Teoretic, nu e un conținut vulgar, dar mai scăpăm cât e una, două. Mai mult știi cum e... O pulă la timpul potrivit. Ai văzut? Știi, corect. Și vorba aia, să și cer, adică da, sunt personajele da, de așa natură. Da. Plus că acum, sigur, de multe ori, de foarte multe ori, subiectele nu sunt, cum să spun, nu sunt foarte împământenite pentru copii. Că de multe ori vorbim de cât de moral e că popa i-o lua bani la ăla sau... E cât e de politică, da, care... politică, sau știu eu, cât e moral sau imoral că un doctor o ceru șpagă sau lucruri pe care copiii nu, pentru copii nu înseamnă nimic asta, dar cred eu că le place contrastul dintre și tonalitate, da. Și cam cât voia să desenați sau nu, să produceți un episod? Păi acum obligatoriu un episod la săptămână. Adică ați cam strâns armele, că inițial ziceai unul pe la două săptămâni. Așa sau... am vrut, dar nu. Erai și în alte More proiecte? Canalul, sau... Da, e greu, mă, să ții canalul dacă nu... Canalul când s-a bubuit, ca e corect termenul? Da, e foarte corect. Mă, la mine cred că o foi așa. S-am zis? S-am zis? Mă, el tot a fost liniar și după aia o bubuit. Și s-a născut noaptea. Face emisiunea și noapte. Să nu știam liniar, gradual, să zic. N-am avut un moment... Organic? Organic, da. Am avut o creștere un pic mai mare, să zic, anul trecut când am început să postăm. Mai des? Da. Adică în loc de 200 de subscriber pe zi, a început să crească la 500 de subscriber pe zi.
subscriber noi, adică vizualizările s-au cam dublat, dar știam că l-am dat tot pălește, că asta e o bulă. Dar nu trebuie să făcut oare și alea cu Singura Casă sau... Nu, am făcut și un episod de animație Singura Casă, care l-am, pe care l-am dat de Crăciun, dar dacă mă întreb de dublajele de film... Primul l-am făcut, cred că, acum vreo 6 ani. Dar cred că numai anul trecut s-a mus de anul bubuit de le-am văzut la toată lumea că le șeruiește. Mă, eu am niște playlist-uri în canal, după specific, și sărbătorile de iarnă, sărbători pascale, playlist-uri cu iarnă, le țin locuite, știi, le țin private. Și când e sărbători sau ceva, eu le dau drumul și le șeruiesc. Și de multe ori reșeruiesc, de fiecare Crăciun, eu am o listă de episoade pe care le reșeruiesc pe Facebook sau le reuploadez pe Facebook. Ca și hrușcă, fragmente din un fel. Așa. Hrușcă, cu pomohar și care și interes de business. Da. Și probabil că de-aia apar, că eu le dau share, mai dă unul, unul și tot așa... Căscu specific, din aproape, dar de mult. Aproape, da, de mult și publicul se schimbă. Adică se mai întinerește, da. mai fluctuează, mai trece de un canal pe alt canal. Da, și la gaming cum ai ajuns? De la animație la... Mă, episoadele de gaming le fac așa ca să... Pentru bani, eu sigur. Da. 30 de euro tot face. E bine cuvântul. Un battle pass măcar să-și cumpere. Ce? Uite că are un Battle Pass. Vând. Aia cu vând Golf 4. Mă, zic. Mă, spectacolele de stand-up. E un mit ăla. E un clișeu, e un ceva. E un mit care umblă printre posesorii de, cum zic. Nu, n-am inventat eu asta, nu știu dacă cineva poate nemții, să-și aroge dreptul ăsta că a inventat Duma cu vând Golf 4, dar, cum zic, cred că a pornit de la absolut toate anunțurile, toate rubricile de anunțuri de vânzări auto conțin cel puțin un anunț cu vânt Golf 4. Că e cea mai tare, cel mai bun motor făcut vreodată, 1.9 TDI. Dar cred că nimeni nu se referă la aia. No. E tank, toate alea s-au pus și pe Bora, știi cum mere? Tank rusesc. No. Și... cineva cred că a apărut la proteste odată cu o pancartă din aia. Da, cred că așa s-a viralizat. Sau cineva a apărut în comentarii random la trolat, efectiv când știu eu... Ai, de l-am mai văzut și când avea Iohannis live, da, Google 4. Știu eu, zicea, transmitea Iohannis urări pascale românilor. Cum transmite Iohannis urări pascale? Să nu beți prea mult, tovarăși. Colegi, cetățeni, români! Rețin asta și... români! Fie ca sărbătorile pascale... Scuză-mă că te-am întrebat așa zic, că nu știu ce să mai zic, știu eu ce vorbește ăla când, cu pauzele. Dragi români! Și avem o oră de podcast? Așa, și o oră de podcast. Dacă vă scapă la Buda acum, mereți. Acum e momentul. Pe care vă scapă. No. Cam asta și s-a viralizat și până la asta că am văzut că multe spectacole le-a încheiat așa, le-a, când am avut pe Cluj Arena, de exemplu. Asta fiecare... Dar aici altă întrebare. Deci, știm, nopți jucate la etajul ăla, pac, 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 audio ai trecut pe animație. Când poți să înjur și acum. Pizda mă zi. Când Dumnezeu ai ajuns să-mi faci concurență și în arena stand-up-ului, dragă Ungure Bulan? Dragă Nicu, iată cum s-a întâmplat. mă chema lumea că știa că, bă, auzit la radio, știi? Era curios să-ți vadă fața, mă zi. Da. Cine e ăla? Și mă chema lumea, știi, ca și la... la câte un botez, la o nuntă. Haide, ne faceți un pic de animație. Cred că la început mă chemau ca pe vărul Săndel, gen, știi? Haideți acolo de staroste, ziceți ceva. Ce s-a gândit, nu? Dar, care, mă rog, vărul Săndel are un farmec al lui. E altceva, Ionuț. Dar n-ai văzut că acum pe toate... Da, dar cu Bingo, bingo, la Bingo, mă, la Edno TV, la 3, da. Zua după masa.
Da, da, am văzut. Chiar aici, la jos. La CNA-ul să se sesizeze. Dar s-o sesiza, cică, deja. Mă rog. S-o sesiza, dar nu-l pot închide. Nu. Revenind la... Nu discut probleme de moralitate, adică mie îmi place vărul, sunt de lui simpatic. Dar... Și cu pomohar ce are? Nu, nu e același lucru. Pomohar ce are cu copii ce? Și de... Da, exact. Și publicul lui, nu, și copii. Deci tot de la ciocan ne revendică. Feher Kolopac! Am închis paranteza. Da. Așa, și... Bă, mă chema lumea, nu? Mă tă chema și eu nu să știam... Să te vadă, să te pipă, da. Și tu direct, cred că nu, dator, să le zici ceva la oameni. Te da, bă, dar nu puteam să mă cu mâna la... La nu, la neoșcă și nu, opa, am venit. Sau la strolo. Da. Șurlobancă. Șurlobancă, asta e greu. Asta e de la Letca. Dar ei te chemeau ca să vii să faci da. Numerele pe care le ce faci mă chema și să vocile. Nu știau ei de ce mă... Așa vei. Ce o să audă. Ei mă chemau să vin... cu frățică, că faci ceva. Da. No, și apoi am început să-mi concep niște textulețe din astea, niște chestii. N-am știut exact ce... Am mai fost la un eveniment, la alt. Am mai prezentat un bal, printre care, după prezentare, pe la mijlocul balului, se întrerupea totul și eu aveam un fel de număr de stand-up, dar era slab, nu-mi plăcea ce se întâmplă așa, acolo, că nu știam și, cum să fac, nu știam nimic. Mircea Bravo zicea că la balurile bobocilor s-o lecui de stand-up sau de ce-o fi fost, că acolo e atâta agitație mai mare ca la baluri e agitație, da. La baluri nu recomand nimeni să facă stand-up decât dacă are deja experiență în săli. Și știe că acolo asta e și asta trebuie să-și facă treaba și să iasă, nu nimic exact. Mai mult. Acolo, dacă stai și te uiți și îți intră în cap atmosfera aia și mai apuci să te și miri de ce e acolo, ți-ai ratat numărul, deci da, acolo da. Execuți. Da, în fine, și m-am tot dus și mi se pare că primul spectacol mare pe care l-am avut, și am avut noroc că mi-am dat seama de la început că o să fie mare, o fost la Oradea, la Oradea, la Lotus. Wedding. Nu, Lotus era un mall. Da. Că în Oradea primul mall din Ardeal e Lotusul din Oradea. După aia a venit Polusul. Așa. No. Și era din 1 aprilie. Ziua păcălerilor. Vă ducem un glumeț. În Oradea, în special, am prins foarte tare că am avut reclamă la niște... Verdes. Nu. Acolo la o pizzerie am avut și încă niște chestii. Și toată lumea știa reclamele, da. Mergeau foarte, era un heavy rotation pe radio. Eram foarte popular acolo. Bă, și-o venit toti la mall, nu mai știu, o 6 sau 700 de oameni. Fiind cu intrare gratuită. Cu intrare gratuită, da. Și afișe mari, ca la mall. Mă, băiete, mă, nu-i vedeam, stăteau cu cărucioarele în buza Carrefourului și nu putea să iasă că era lume la spectacol. Și am avut noroc că atunci am știut să mă pregătesc și m-am pregătit un număr de vreo oră în care vorbeam ca frățică, ca unguru, ca ăla, după aia mai aveam niște bucăți din astea în care discutam problema moralității lui Gigi Becali, care și credincios și patron de fotbal și Dumnezeu și dă bani și aveam eu, știu, am conceput o reclamă de aia la Heineken cum ar fi în reclama în pauza de la mijlocul meciului de Champions League să intre reclama la Heineken în care joacă Gigi și stă la oi și vine unul cu un nu mai știu, aveam adevărul o poveste că de asta. Tu știi să și construiești povestea în stand-up. Au fost pure invenții cumva, no. Și o prins. Aia o mers, o mers Stas și cam atâta era, că meream la 2, 3, 4 chestii pe an. Deci n-aveam spectacole așa unul după altul, nu știam ce să... No. Și acolo m-a văzut un băiat, Andrei din Chișineu Criș, Corpaș. Și Corpaș s-a dus acasă în Chișineu Criș la Călin, Crețu. Și a zis, bă, pă, am fost la show la Ungur, bă, pă, la trebuie să ăsta, trebuie să-l aduc. Trebuie să vină și la noi. La noi, la birt aici. El, Călin, managerea un birt în Chișineu Criș, Old Ladies Pub se numea, și voia să facă niște numere, nu prea avut. Evenimente, niște nu? Evenimente, da. Și m-a sunat, bă, vii, hai că vin. Și m-a chemat într-o, nici mai știu, într-o toamnă, da, prin septembrie.
M-am dus, am făcut, a fost minunat, plin birtul, plin... Atunci a fost, cred că prima oară când am făcut într-un birt. Controlat. Și controlat cumva și s-o și anunțat că o să fie spectacol de stand-up. Mi-am pregătit eu niște chestii acolo. A fost fain, am super încântat, am râs. Și-a zis, da, hai că mai facem cândva, bine. Prin... Asta a fost în toamnă, prin primăvară m-a căutat, bă, mai vii o tură. Bă, zic, stai că numai înainte am fost, mă. Obsesia asta și trebuie să o recunoaștem că dacă ai fost într-un loc și ai făcut stand-up comedy. Da, hai, mai trebuie să facem atât repede. Și așa, și din partea artistului, vai de mine că e tot același public și ce mă fac că eu zic aceleași glume. La început pentru... Da, zic, păi frica. Asta a fost și problema. Asta zic, că frica... Că i-am zis, bă, nu mi-am schimbat numărul. Obsesia patronului, hai să mai facem unul. Și frica artistului, bă, dar stă de-aia, eu zic aceleași glume, nu mai râde nici pula. Și ce mă fac? No, acum, trebuie să înțelegi că și dacă face în Arad chestia asta, e una. Că e toate șansele să-ți vină alt public. Dar dacă faci în Chișinău, Criș, care e oraș de 8.000 de oameni, din care numai o anumită mânuță de oameni merge la spectacole. Nu fusese spectacole, la regele, nu se schimbase nici primarul. Deci sigur că toate șansele să fie, să-ți vină aproape. Și azi, bă, nu mi-am schimbat numărul. Nu-i bai că știu ăștia aici, au zis, hai numai liniști. Numai să fii tu că rupe. No, mi-am mai schimbat numărul cam jumate l-am lăsat cum a fost și iar a fost bine și Stas, nu a fost la fel ca prima dată, dar a fost bine și după o vreme, o lună, m-a sunat Călin și m-a întrebat că, bă, știi că când ai fost aici la noi, ți-am zis că eu vreau să mă las de birtărie, de crâșmărit, că e destul, că dă un pizda, mă, zic că, no, și... N-ai vrea să facem niște asta treabă împreună, că uite, eu... el voia să facă impresariat, s-a gândit el. No. N-avea nicio experiență, nici el, nici eu. Bine, mă, hai. Și peste o săptămână m-a sunat, vezi că ți-am trimis un mail, direct aranjat e 10 show-uri. Cu tură frumoasă, pusă, așa, roată, să mergi, să nu umbli ca și coi într-o căldare, știi? Da, 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 da. Mergi frumos pe traseu, dintr-un oraș la altul. Am început la Aiud, la Hunedoara, nu mai știu, la Deva, mă rog. Și am făcut un traseu din ăsta, m-am dus singur. Bă, și tu ai umblat mult singur. Știi ce nașpa e, mă? Te duci acolo, tu faci microfonul, tu... Ți-e frică de tine. Da, tu, unde mi cazane? Acolo. Bine. Dar vă trebuia microfon. Da. Tu îți aranjezi toate detalii, și hotelul, dar și banii de la oameni la final. Am doi prieteni care să... și la bilet. Da. Nu, asta e inerent. O să vezi. Eu nu-ți fac stand-up. Dar eu nu te las. No. Și păi la un deci dat... era aranjat totul, numai tu trebuia să pui... Da, da, da. Și apoi după prima sau... Cred că totuși am mai făcut o tură și după a doua tură, ce a fost Petroșan, nu mai știu. Zonă bună, oricum. Zone faine, da, foarte faine. Niște public oameni... peste tot. N-am avut nimic de comentat. Dar după vreme știu că i-am zis, bă, trebuie să vii cu mine. Poate că nu. Trebuie cineva care... tai și spânzuri acolo, eu nu vreau, vreau să mă urc pe scenă, să-mi fac treaba și să plec. No. Și apoi a început să vină cu mine și Călin și a urmat aproximativ 2 ani, bă, așa de obositor, beța și pensia. Mia. A ta. Nici tu nu cred să ai. Rău, mă, cât o fi. Mă, am avut în aia 2 ani, cred că, dacă nu 200 de show-uri. Hai, e că... Bă, deci... Ai avea și două într-o stăteam... O fost, când am avut și două într-o seară, da. Deci, efectiv, stăteam un weekend acasă și lipseam vă două. Cam așa era. Fest era... Săptămâni, două săptămâni. Două, da. Nu două weekend. Da, acum știi cum. Aveam duminica, după aia lunia nu, și marțea nu prea să țineau show-uri, mai apucam, veneam repede până acasă, miercuri iară show. Tai-o. Ce însemna pentru tine, Ciprian, acasă? Nicu, veneam, făceam un duș și plecam. De acasă? Da, bă, că n-am. Erai mutat în Cluj atunci? Cluj, da, eu sunt mutat în Cluj din 2009. Oi. Deci nu și-a luat apartament pe după... banii de stand-up. Nu fac apucați de stand-up că nu se fac bani. Te-ai venit după boom-ul ăla, după seceta sau cum i-au zis. Marele clash. Clash. Financiar. Da, a fost. Ai dat electrolizei pe Mănășturi? Da. Care e diferența, domnule Cătunescu? Nicu, domnule Nicu Bendea, permiteți-mi să vă răspund.
Între ce? Vlad, reamintește-i întrebarea. Între mănășturi și... electrolizei. Păi nu-i Nelson Mandela acolo, în primul rând, pe electrolize nu ține nimeni cu... În mănășturi ține cu... Dar și cu CFR. Și se ascund unii de alții. Nu le place să recunoască. Mănășturenii sunt cam împărțiți. Ei, da. Lor le place să apară. Mănășturul, hai să delimităm geografic, e un cartier mare al Cluj-Napocăi sau Napocii. Nu, al noi. Clujului Napoca. Al Clujului Ghinioane Napoca, în care, ca și în orice cartier muncitoresc preponderent, au venit oameni din toate părțile țării. Da. Și atunci, și gusturile, vorba aia, nu poți să faci ce ai făcut înainte de podcast în așa, dar nu înțeleg de ce să ascund. Cred că e frică de bătaie de la un. Ce? Ce-o fost asta? Tu stai în groapă, Mărăști. Altă extremă. Am fost bătut de Ergi când am fost mic destul, lasă-mă. Ergi. După țigări. Ergi cea obișnițar din Mărăști. Ergi era șeful de galerie de la UF. Aaa! Râjă. Ergi. Întâlnea după țigări și mă bătea dacă nu. Și uite ce bine ai ajuns. Da. Ai okay. Dar nu s-o desumflat de atunci. Mulțumim, Ergi, că nu l-ai dezumflat de atunci. Ca un balon. Fai l-ai făcut, fai l-ai rumenit, bravo. Nu da, pe toate părțile, de am putut face rotund. Rotund și roșu. Da. Asta e că oarecum Clujul e polarizat din punct de vedere microbistic între U și CFR. Dar asta mai ales de când a intrat CFR-ul în Liga. Da, în... că până atunci nu o fomiză. Nu mai pune, nu, mă uitam. Un apropo. Și poți să ghicești în pălinca lui socru tău? Nu poți. Deja e luată. Bă, pot să spun sigur dacă mă uit la paharul ăsta. Căci? Că o fodie prună. Da, asta pot să spun și dacă nu mă uit la pahar. Că știu... Apreciem cunoscătorii, apreciem pe oamenii care pun un brand, o amprentă asupra produselor locale. Eram la comparația electrolizei cu mănășturi. Multă lume, inclusiv un nepot bun de-a meu, Eric, a mers în special pe electrolize să vadă în excursie și zice, insist că dacă suntem în Baia Mare să mergem pe strada de electrolize, că acolo stau loserii de pe electrolize pe care îi știu de pe canalul lui Bulan. No, îți spun cel mai important punct de reper acolo, care acolo fost reprezentat de mașini, ceva firme de țevi, chiar făceau țevi, tubulaturi și tăfelul, și nu prea mare lucru, nu se întâmplă mare lucru, dar dacă mergi până în capăt și treci de... Dacă ai tupeul ăsta... De intersecția cu Horea, care acolo la intersecție le-o pui celebru gard pe care l-a pus primarul pentru cetățenii europeni, și dacă treci de ăla și mergi cătă combinat... Na, pe gardul combinatului toate, nu știu dacă mai e electrolize, dar de pe electrolize să ajunge, că e drept înainte. Pe gardul combinatului îți desenați frățică, copilul. Graffiti, 40, graffiti, 40 de metri pătrați de graffiti. Ai văzut? Derbedeule. Documentare. Da, vine un robulant, știu. Dacă da. Nu s-au decolorat. A fost un proiect la copiii, elevilor de la liceu de artă din Baia Mare acum nu știu câți ani. Și cumva l-am făcut împreună, în sensul că pe noi i-a întrebat: bă, putem? Da, și noi, no, bine, no, dă-i să, dă-i să pută. Îmi da și mie o poză după. Vezi că ce sună. Du-te, e roșu. Vezi, și noi suntem în Cluj asaltați de graffiti până la urmă. Bă, n-o ținut feșteala la mine pe blog nici două săptămâni. Mă repede eu găsit, s-o găsit unul cu spray-ul să scrie nu știu ce, mă. Da? De ce? Și da. E o artă, neînțeleasă. E dur, mă, dur, e dur, cartier dur, mănăștur. Mănăștur, cum ziceai? Dură viața. Au fost ăștia cu manifestele și ce ai auzit de la geam? Haiu. Da, da, păi eu fac galerie, au. O parte din, o parte niște oameni cu steagul, nu. La Adi de la Vâlcea, apropo că tu nu ești cu maneliști, mă, hitul ăsta lui Loredana Groza. Feri, 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 fericire, știi? Zici că vrei să mă întreb ce părere am? Nu. Dacă nu-ți place, poți să... L-am văzut. Poți să dai dismiss, dai skip. Dă-l skip. Skip. Ce-o mâna pe ei în luptă? Ce-au dorit acela pus?
Ai, exact, ai, uite-mă poetul. Poetul de uite-mă, pe electronic. Uite-mă, Eminescu. Uite-l, mă, pe secretarul de la primărie. Scribalău. Scribalău. Ce, mai avea rost? Loredana e o voce și e o consacrată. Ce? Plictisici. Da. Băi, e sigur. Este un nene care a făcut o analiză foarte bună. Mulțumesc. Care a fost șeruită la greu, un domn de la Electrecord, de la casa de discuri, acum, da. Nu știu exact așa. Ce fel de casă mai e, că știu că când eram copil, toate discurile erau Electrecord. În fine, și el a făcut o analiză și, mă rog, foarte pe scurt, eu am reținut exact ce esența. Că Loredana, toată cariera ei a fost un nomad, un artist nomad. Nu a avut niciodată un stil la ei, s-a mulat pe orice. O păi cântat, la un moment dat cânta după versurile lui Cătărescu, Fata iubite, cu diamante. După aia era Caramitru cu... Bună seara, iubite, te aștept ca când și mâncând. Pe masă, de nu așa. După aia a cântat cu B.U.G. Mafia, după aia Zig Zaga, după aia cu Zdob și Zdob. Mi se pare că și cu ei, nu mai știu. S-au vărtit cum a putut și ei. Nu a avut un stil la ei și e important pentru ea că asta sublinia ăsta, că cu fiecare piesă sau stil muzical nou abordat, ea își făcea noi fani, nepierzându-i pe aia vechi. Și așa au ajuns așa de... Sunt unii fani care au murit și ea încă. Da, ascultă, fani care n-au divorțat de ea. Cum a divorțat Bill de Melinda Gates? Părerea ta, ungure. Ăla e noi Bill, îi lații ești Melinda. Ești? Hai mă-ndea că o scoți right. Cred că este... Problemul despre asta am avut dimineață la radio subiect, nu? Făcând abstracție de el, poți să-l repeți. Eu am spus că acum, uite ta, zic ce-am zis dimineață, că am fost avocatul lui Bill Gates. Ăla de 97 de ani care i-a despărțit ala. Și pe Jeff Bezos. Nu, nu, un român. Român de 97 de ani. Da. Ai fost Iliescu. Nu, am fost un avocat român. Cu vocea lui, te rog. A cui al lui Iliescu? Vocea avocatului, că n-ai avut o voce. Ba, frățică am fost. Nu. Ai zis că nu-l pui să-i... Trebuie să regleze sunetul. Nu, îți fac un rezumat, Manicu. Deci, în esență am zis că au fost multe reacții din România la divorțul ăsta, pentru că Vasile Porț era Duck, ăsta e numele lui adevărat, și Bill Gates o forma pe ce-o plecat în America, și că s-au întâmplat multe lucruri, și că și-au făcut cont de Tinder, și că Cheeky Girls s-au reunit, nu se știe care-i scopul, și că Andrei a scos remake la piesa Moșule ce tânăr ești, și că Oana Lis întâmplător a anunțat că și ea divorțează de Viorel. Deci toate se leagă. Fix în momentul ăsta, dar cele mai mari șanse le are doamna Șoșoacă. Pentru că? Pentru că ce cuplu mai bun este... decât unul între un bărbat care lasă geamurile deschise și o femeie care fură curent. Și cam așa l-am rezumat eu. Și important e să știi că nu, marea bătălie la partaj nu-i pe bani, toti, îi pe fețele de plapu, m-au avut, iau un vas de iena, să vadă. Melinda. Da, peștele de sticlă. Mileuri, porțelan. Bibelou ăsta. Calu, știi calu? Da. Calu nu, și Așecu, da? Calu Bateușii. Și balerina. Balerina. Greu le găseai. Porțelan, toate. Da. Și greu. Și așa ți-o zis de la... Nu știu cât o mai duce podcastul, care probleme cu tiroida. Ți-o aplaude să mai slăbești. Dar e autoimună, nu? Dacă mi-a gândit să vezi. A, deci trăiește. Asta numai cu vorba, eventual. Mă face din vorbe. No. Și aici rămăsesem la chestia asta cu personajele consacrate, dar tu, atât în intervențiile tale la radio, cât și în spectacole, tu faci și alte, imiți și alte personaje da. De pe scenă. Și asta ziceam că așa ca un fel de cioacă, să facem un battle între imită Unguru, imită și Nicu și el, tu ții clasamentul, mă duc să aduc un pix. Da, că notez, aici. Adu. Nicu mere după pix când noi avem calculator în față. Du-te! Adă-și o foaie!
că mi-o stă pe mână. El vine cu sketch-urile scrise de pix. Tu ții scorul, mă, lasă-mă, că ce-i scris de mâna ta. Nu n-am mai scris. Ăsta e un pix? Nu, ăsta e un ce mă provoc. Și ziceam să facem un battle în care să ne futem în rime, în nu știu ce. Battle-ul, ai scris... Au scris ca la moră sau ce să... Filcăi, ce să... Da, Nic. Whist. Ca la whist, ca la da, whist. Da. Care e whist dintre noi? Eu cu CFR. Ce glumă de căcat. Ți-ai găsat berea de acolo? Da, nu mai trebuie. Lăsați. Vocea ți-i dreasă? Da, e ok. Dar ne-ai și povestit. Și dacă tot nu m-ați lăsat să vorbesc cu omul ăsta despre gaming, eu tot vreau să-i dau cadou acest wingman. Bă, dar nu poți să-l primești, serios, da. Nu. Chiar dacă e rupt, te rugăm să-l rupt. Primești. Faci altul, sigur. Face. Mersi, dar să-i dai material. Am primit un wingman tot. Wingman here. Îmi i-au cățat cartofii. Dar el prima dată ce-o zis că e... Crezi că e Mozambic? E direct cu sculpir să... Da. Și noi poți să-i faci un Mozambic. Că cât e? Că e o peninsulă. Cât îți ia? Da, bă, da, arma... Ăla... Ăla bate, nu fute. Apropo, că de trabant n-am apucat. Îi ziceam să scotă că are imprimantă 3G, n-are material. Și am... Imprimantă 3G? Da, eu din alt film, mai am venit cu voi să mă ridic. Noi, e 5G. 3D sau cum? Așa. Da, și l-am rugat să fac un derab de trabant, că îți plac și trabant. Ah, nu? Era o... Stă mult, mă, tu știi cât stai până faci unul de ăsta, copciolești. Cât ai stat pe ăsta? O săptămână. Foarte copt. Ai făcut din 4 bucăți. Ești, mă, eu încă o dată, cum fie, eu nu ți-l primesc, dacă că să mor eu știu ce greu stai să faci unul de ăsta. Stai liniștit, faci altul. Dacă vrei musel să mi-l dai, Doamne, îți mulțam. Nu. Ia și tricou pe tine și ne vedem pe ăsta. Eu, mersi. Skullwear, cum îi zice, cap de mort îmbrăcăminte. Și asta iar n-am apucat-o cu traducerile lui, cu, în fine. A, am făcut și aia, da. O mai povesti noi. Domeniile ciumbrut. Așa, foarte că piatră. Bă, deci eu cu ăsta acum am gândit să că trebuie să ies pe stradă, nu pot să umblu așa cu el. Și nu mai bateți în masă, mă. Știi cum arată când umblu așa cu el? În mănăștură arată bine. No. Bă, noi am atât îl fugeam de-a. A, la chiar l-am rupt, dar nu-i bai, că-l lipesc.